Haide, mă. Hai. Mamă, dar cum am văzut ce telecomandă imperială ai pe masă acolo, aia. Cum ai zis imperială? O să și sun de pe aia. Stai-ți așa. Îmi aduce aminte de un open micer ăsta, nu știu cum îl cheamă. Ce pune mi-a fost ăsta? Deci pe job, pariu că ăsta era primar la el în sat. Ia uite-l pe aia. Are aplicație Job TV, mă, ce vorbești? Bă, da, am văzut și multe, am văzut multe reclamă până oraș. Ce pune cu Job TV-ul ăsta? E o piramidală de asta de vrea să sugă sângele la creștini? E posibil, e posibil. Freaky. The eyes don't lie. Aici o să, bă, fac, dar... o să fac dragoste cu copilași. Are și herpes ăla. Sau... Da, dar dacă intri pe aplicație poți să-ți comanzi o cremă. Dar chiar arată pervers rău. Da. Nu știu, simt că m-a dezbrăcat. Din privire. Bă, ce canal e ăsta? Ăsta e Job TV, am mai dat, am Top mai dat. Vlog. Ia mă să-mi vezi cum se face drăgea. Sunetul banilor. Notează și... Sunetul banilor. Dar deschide, mă, gura aia. Ce ușor e să ajungi la TV acum, bă, băiatul. Efectiv este... Uite și tu. Îl ajută ochii că nici nu-ți dai seama când citește de pe prompt. Acum am văzut că ăla din dreapta e un pic... Cu un ochi pe Job TV, cu un ochi pe Antena 1. Cu un ochi pe asta, pe interviuri, de vreau să scap de aici. Ce visite. Da, arată ca parcul era în 85, exact. Dar asta nu e, nu e o glumă de aia, mă, descrie parcul Ior și ți arată parcul central din New York sau ceva? New York. New York. Din New York. Da, New York. E New York. Uite, ai fă pedalezi. Dacă pedalezi, ți-au înghețat. Ai terminat cu lebăda? Fă, ne filmează ăștia. Oprește camera, că pe aia din dreapta o prind. Nu te mai linge la coaie. Avem coaie? Oh. Repede că vine gunoierii filipinezi. Ăsta mănâncă tot. Bă. Midi. Asta. Coaie, băiatul ăla are 11 ani. Ia de mai tare. Trebuie să dau foarte tare și să avem un șoc după aia. Bă, dar ce gros e laptopul ăla, ați văzut? E o servietă, nu e un laptop. E servietă. Bă, zic că din filmul de alea cu spioni a scos virusul din capsulă. Dar pare efectiv victima și pedofilul versat ăla cu ceas. Da, da, da. El asta o să țină minte asta cu traume, o să țină mâna aia, minte mâna aia cu ceas care l-a atins acolo. Nu, dar zici că l-a prins tasul că fuma și explică de ce nu-i bine. Dar pare un pic deranjat peste. Da, nu vrea să fie aici. Cred că azi nu-ți dau 50 de lei să vii să filmăm ceva, doar îți explic, nu trebuie să zici nimic. Tu nu vorbești de eu, doar faci. 50-50 banii mei? Adică, curați? Auzi, chiar mă gândeam dacă nu există miliardari care au plecat super de jos din cocalari și care nu zic că am făcut un miliard de dolari, zic că am făcut un milion de sutici. Un milion de sutici. Asta e Gherghe. Ce rău a ajuns jucarul, bă, băiat. Te vezi că sunt la fel de penibile reclamele și la ei? I-am pus perucă, ce tare. Nathan Tico, cred că o să ajungă așa la un moment dat. Bă, a apărut Polestar, gata? Ce? Asta care va distruge Tesla, așa a fost marketat. Acest Volvo? Da, acest Volvo. M-am fix Volvo. Dă-te-n pula mea, e și Suzuki Ignis. A Ignis, a bătrână. A ieșit în sfârșit nou model de Ignis. La fel de nașpa, doar că și electric. Bă, urâteți hibridele astea. Tu ai un hibrid urât Vio, nu? Tu Toyota ăla. Da, 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 exact, da, eu sunt, da, da, Toyota. Tu erai, că nu mai știu care... Nu mai știu, eram, am pe cineva. Știam pe cineva. Îmi place să dau repede când dau nemțește. Mama, astea sunt desenele de te trimit la psihologii, ești nebun. Da, nu știu că traumatizează copiii. Ce asta, frate?
Deci de-aia sunt toți copiii nebuni așa acum. Și bagă droguri. Mamă, pescuit fără frontiere. Păi ăsta nu mai ia și mă duc eu acasă. Mi se pare amuzant că tot timpul la zici, mamă, competiție, pescuiți, la pescuiți și vezi numai bărbați trecuți de 40 toți grași, păi, care tot ceva uite. Și mai era și pescuit extrem. Ce probleme extrem? Nu poartă pălărie pe soare, ce probleme extrem? A băut doar două beri. Haldorado, ai văzut ce asta? Mi s-a sculat un pic la aia. Sper că nu era pește. Bă, ești prost. A zis fag. Wow. Păi din ăla hrănești două familii, mă. Mi se pare că oricui îi arăți asta unui băiat simplu așa, zice, nu, e mă, tot la mămăligă trage. Dar știi vorba aia cu la ce trage? La boț de căcat de fată mare, că nu vrea să zică cu ce trage. La ce, mă? La boț de căcat de fată mare. Auzi, dar unii pești sunt așa de urâți că eu nu i-aș pupa să-i trimit înapoi. Unii chiar trebuie mâncați. Trimite înapoi direct. Săracu, și ăsta l-au pus la final. Uite, bat plaguri pentru pești. La ăsta sunt foarte, foarte tare reclamele. A apărut pe T315? Ce putea să mai facă la 314? Că era genial. Plus că scosesele și 314 plus. Asta e doar manevră, nu merită upgrade-ul. Nu merită să faci upgrade-ul. Că schimba butonul ăla și te piși pe ele același căcat. Ca să schimbi și toate încărcătoarele cu casă. Da. Și... Ia. Cât de public e interesul ăsta? Ia de un calculator. Auzi, dar e tare că dau asta pe Agro TV. Da, pe Agro TV. Să uite, să uite beți în tractor. Ce să fac el? Lasă-mă. Zici tu mie. Mai bine fut oi. La oi nu se aplică. La oi până la ce vârstă e? Da. Dar în ani de oi, știi? Las. Producte. Atât ați avut bani de reclamă. Nu vreți să o scurtați că nu vă încape. Las-o pe așa. Pune începutul. Să dăm un pic marca pune, acolo. Las. Pune începutul și aia un setem de parcă și vă pe la care domnul director, dintr-un scaun de la directorial maro, așa. Da, lasă-mă așa. Ăștia ne fură la secunde, nu? Merge secundele. Merge secundele. Dar cine e la grafic aici? Mamă, deci pare ceva bun. Am adică o... Un an greu, un an... N-a plouat, s-a mânat via. A dat și cu piatră în unele regiuni. Mie, de exemplu, mi-a murit doi porci. Din patru. Și unul avea și pui în ea. Asta trebuie să umpli un timp. Ia uite, cu cât se vinde azi laptele de vacă la poarta fermei. Cert e că e live? Vrei să-i dai mesaj? Da, mai sună-mi când îmi băștea asta. Crezi că e live? Așa zice. Sau poate 10 ani de TV. Scrie direct. 10 ani de TV. Direct. 10 ani de TV. Direct. Agro TV. După asta, mă, da. Nu urăs. Dar dai puțin mai încet dacă... Nu, ca să-i zic că să dați televizorul. Da. Depărtați-vă de televizor. Bă, dar trebuie să dăm un telefon undeva, hai să mai căutăm. Da, că n-am mai sunat de mult. Da. Mai știi, am la aia care vând chestii. Da, hai să căutăm din aia. Care se prelungește și acum. Nu răspundește. Nu, mă, și bate joc de noi. E, cred că s-a interferat cu toate telefoanele. Mă, ia. Astea par două bătute de același soț acum care stau și soțul arată așa acum. Cum să-l mai închidem, doamnă? Că uitați-vă la el.
Sorin. Dar nu, ăsta e fix filtrul ăla de să faci femeie un bărbat urât și... În ambele cazuri. Știi ce este? E un fel de justițiarul de Bercenda pentru bătrâni. Da, 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 da. Da? Cred. Dar sună și întreabă ce s-a întâmplat, că acum am dat cam și nu prinde geamă. Adevărat. Noi am deschis televizoarele mai târziu. Nu mă supăra, cine-i domnul din dreapta? Puteți observa în cărțile astea în spate. Eu le-am scris. Dacă nici eu nu știu despre ce vorbesc. Mihaela! Mai adu niște cărți. Vreți cafea? Mai adu, te rog. Doar mi-a două cafea. Miha. Am aici poze cu mai multe piersici deschise. Asta l-am găsit pe asta net. L-am, asta, pe asta l-am colorat cu albastru. A trebuit să... Mi-a luat 3 ore să unesc toate alea cu albastru. Am avut și o consultație și m-a întrerupt. Dar uite că am făcut până la urmă. Nu vreți să știți ce am trecut. N-aveți, deci n-aveți. Întremurăm un... Sunt și alcoolic. Azi am băut formol de greșeală. Care-i faza cu pixul ăsta? Îl port, dar să-mi bag pula dacă înțeleg de ce. Nu mă pune să mă ridic, am doar asta pe mine și îmi vine până la pula. Da. Haide să luăm un cadru mai larg. Nu, 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 lăsați așa. Lăsați cadrul ăsta că e bun. Mă avantajează. Dar săracu zici că a scăpat de la nebun cu pătura aia pe el. Aici e o mașină de spălat. Asta e mașina mea de spălat. E foarte deșteară. Da, vedeți bine, Zanussi. Păi trebuie să mai zic că... Tu știi, tu știi, bă, eu bag foarte de știi bagul cu Siemens. Siemens își pula. Deci nu o să încetezi, bă, până în mormânt o să știi ăsta e. Siemens își pula. Și așa m-am bucurat când am primit un whisky. Radiografie? Cum adică? Nu primești pagă, doamnă, nu e. În plicul ăla aveam... Băgați reclame, băgați reclame. Bogdan e neurochirurg. Bogdan Iliescu, cum îl cheamă pe băiatul de la Alpha Drink? Da. Pentru, hai să vorbim 5 minute despre Alpha Drink. Hai să treacă oameni. Vorbim despre Alpha Drink. Cum ar fi să ajungem pe masă la neurochirurgie să ne vadă ăsta, unul de noi? Aaaa, funny guys! Mă place internetul. Mi-am pus televizorul în WC-ul. Să nu pierd nimic. Ai colacul, las colacul. Bine, astea două, că restul nu știu ce morților fac. Am niște cuptoare cu microunde, am vreo 6, că nu știu ce să fac cu ele. La unul fac rasante, la unul... HC91, HC92... Funcție de ce vrea ăștia mici, eu le... Dacă mă zici ceva dată... Pe lângă cariera de medic, Bogdan... Are și un cap foarte mare. E să facă poze cu Nokia. Aici mi-a dat linie de seringi, dar nu mi-a dat bani, n-am uitat. Pe mine deja începe să mă vizioneze, că îmi dau seama, nu mai sunt la fel de... flexibil, de snappy, cum zic englezii. Snappy? Snappy, cum zic englezii. Snappy, snappy și-am pe tine, bă. Telestar. Ce? În ce limba e asta? Și ea se întreabă. De pare că e unul în baie acolo, știi? Da, da. E la care face laba cu mână de lemn. A, nu, e în engleză, scuze. O să mă apropii suficient de libidinos de tine, da, ca să zic ceva. Sper că nu te deranjează. Hai să tot că e. Da, nu e. Bine pe cur, că s-a uitat din acela. Video dedicat. Uite aici. Hai mă să sunăm aici. Dar stai, și ce întrebăm? Colecția asta nouă cu safire, dacă mai au. Și alte surprize, da? Nu cred că vom avea doar safire. Întreabă dacă au și lanț. Alo? Bună seara, bună seara. Vă sunăm pentru teleshopping, ne uităm pe taraf la televizor. Așa. Ce ne interesează, lănțugul ăla cu safire îl mai aveți? Că am văzut că aveți colecție nouă. Un lănțug l-a arătat acum, doamna, cu zafire dintre alea albastre. Și era, adică era, na, mai deosebit. Îl aveți? Patentiv, da, patentiv. Și acum îl dă, și acum îl dă. B
Bine că îmi spuneți dumneavoastră când suntem pandantiv, bine, știți ceva, eu nu mai cumpăr nimic, da? Dacă mă corectați așa, dar vă rog eu pandantiv de la lănțug și pandantiv. Pandantiv. Dar eu zic, mă, ce ne simțim? E o diferență între lănțug și pandantiv. Sună nou și spune scuze, mamă. Scuze, doamnă, m-am luat un pic. Aveți dreptate, am știut să dăm dicționar, am căutat ceva. Da, așa, așa e, da, 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 corect, corect. De ce, de ce v-am sunat? Dați-vă în pula mea, doamnă. Da, să știți că, uite, am vorbit cu ăsta micu și așa este. Mi-a zis o vecină. Mi-a zis o vecină, zis o vecină, da. Hai, domnule Rodica, patantiv, e patantiv, nu... Am văzut la o vecină patantiv. Pantanticu. Cosmin Pantanticu. Ce bine ai intrat, bă, filmăm un clip pantale. În balcon. Am eu idee tare și nu le cablăm cu nimic. Weltmeister. Bagă bine băiatul ăsta. Știi vreau să zică Weltmeister? Și cu vocea... Bă, dai față șmecher, am fost la o nuntă și am vorbit cu niște lăutare acum. Așa. Mega șmecher, de-aia cu povești, cântați până Irlanda. Da. Da, un la țambal, era profesor, frate. Da, e pe bune sau e de la Acordeon Hero? Acordeon Hero! Ce bun ar fi asta, mă scoate și te-am jucat acordeon. Acordeon Hero! Ai greu, vreți la acordeon. Diana Cărlini! Sufragerea e bună, uite, da, cupă da, de-aia. Da, da. Pariu că scrie cel mai bun soț. Dă să te și pup. Și cu iconițe. De-abia aștept să te pup să mă port agresiv cu tine 10 ani. Coafiura de mamă, uite și tu, băi, exact asta da, e coafiura de mamă. Mâini. Da. Și uite-l și pe domnul acolo. Care domnul mai târziu o să se facă căcat da, la petreci. Dai seama, și roșu. Vomită în țambal. Bă, dar am făcut o glumă de aia de bătrân la nunta asta. Era ăla care gurnuța țambalul și l-am întrebat, auziți? Dar nu-l dați cu slănină, așa țambalul înainte. Cu o ceapă, așa. Cu o ceapă, mă. Ce bun, asta cu o ceapă. Bă, dar asta chiar e creepy rău. Nu, ce-mi plac mânuțele. Ce, ai mâncat șoriș, fă, care gust bun? Ma. Zici că... Zici că e ăla... Îl cheamă pe ăla, mă, din Spider-Man, de cer ca mereu să-l prindă ziaristul. Da, 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 da. Ce Jenna Jameson sau... Auzi, mă, are pantaloni Adidas ăsta? Are ițari Adidas? Are ițari Easy, mă. Are ițari Ultraboost. Toate sunt. Mamă, ia. Artă, tati. Artă de New York. Dacă stau așa, mi se vede? Opa, v-am păcălit. Deci fii atent. Dacă nu rup Berlinul cu asta... E Spider-Man ăsta, o nebunule, când își descoperă puterile. Caut unde să pișa pisica. Aici nu, cald, cald, rece, rece, nu, rece, rece, cald, cald, aici cald, aici cald. Stai că s-a pișat în sus. Acum a găsit și a luat o razna. Poate-i fut un șpiță în cură lui ea de acolo. Băi, era razna. Hep! Hep! Nu, băi, să mă... Îmi place care cămașă de aia de lesbiană. Poate, mă, da, îți dai seama că probabil acum le prezintă lor lui în ce au băgat bani 20 de ani de meditații la teatru. Și este fi baletul din Hamburg, uite. Mă, s-a plânge deja. Vine și mai amor, Western. Opa. Ce faci aici? Ce faci aici? Stai că are, are scurgerea înfundată. A venit să-i repare cabina. Deci uitați, dau drumul la apă și așa face. Am încercat să beau, dar e sălcie așa. Da, nu știu ce mă... Sub piciorul, că nu pot, e rece. Așa intru când nu a venit calda. Și pe aia mă bași cu dreptul și-mi bag pula morților. A venit administratorul. Și cu gălăgia asta la ce? Cu gălăgia asta la... Excelent. Și ce caută poșeta? Mamă, și ăsta... Mamă, poate să ne prindă și la final suntem toți tu, că e drag genial. A, da, așa, așa, da. Opa. Hai că-mi place unde merge. Ce vorbești, mă. Fii atent. Și mie pula pe locomotivă de-aia. Vrei să facem, vrei să facem și celălalt trenuleț? Vrei să facem și celălalt trenuleț? Și mie pula pe locomotivă. Hai că poate ți-e fric de opa. La trenuri. Cel, opa. Cel. Opa. Nu, asta e, asta nu cred că simt și na acolo. Hai, lași aici. Lași aici. Și vino cu aceea, las.
simt taburi. Hai, lasă așa. Cred că are dreptate Vios, ar putea ca asta să fie el copil gen, nu? Da. Știu ce înseamnă asta un pic cu Darius Grigorie. Da. Cred că ar vrea succes dacă ar face asta pe scenă. Da. La open mic. Mamă, dar ce face, ce față de neamț de la da, scână, da, boss. Da. Opa, opa, female, female. Femeie servici. Da, pune scaunul la loc. Da, da, da. Strânge trandafirii. Scuze, scuze, ăștia au pins și scuze. Da. Scuze, scuze, n-am știut. Foarte frumos. A venit Gottfried. Dă tempul ăla. Nu cred că s-a terminat. Ce tare. Extraordinar. Da, mă. Foarte mișto. Bravo. Cel mai mare mop. Și descoperă noul Petco cu ultimele tendințe pentru casa ta. Mamă, ce energie de femeie singură. E intrat un copil în casă. Și mă, nebună, mă! Ce proastă ești! Hai, vrei să lăsăm pe TikTok? Pe ce fă? Am găsit un copil azi în autobuz, nu-l mai dau niciodată înapoi. Zici că e al meu? Descoperă calitatea, bucură-te de preț. Futu-i, n-am murit. N-am murit nici azi noapte. Iar n-am murit. Da, mamă, sunt bine, sunt bine, n-am. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Ce bine că nu aș. Îi dai o tabletă. Exact, da, iaur tableta. Îi dai o tabletă și pui mesajul ăsta pe el. Da. Ăsta are ochiul ăla direct. În altă parte. Și a pus ochiul greșit din set, știi când îți iei ciorapii și a luat. Are sertarașul lui cu ochi de sticlă. Și se amestecă sărul cu tine ochi. Da, are ochi de nuntă. Nu mă, știi cum sunt bolul din aia cu bile și da, cum are Toma, da. Și da, și de acolo. Și a pus. Măi, mare, tu ori nu ți-ai luat ochiul ăla. Aul. Mă scuzați. Dar ce să facă? Nu trebuie să... Ca să-i vină ochiul. Scuze puțin. Uite-l pe ăsta, Cătălin Crișan. Dacă aveam un dubiu la primul, ăsta clar se dă în vânt după pulă. Asta se dă în vânt după pulă. Tremur, așa când, când aude. Băi, că te-am zis de Iisus Hristos? Un, e un împătimit al pulei. A cochetat cu pula. E versiunea în engleză era, cum era, infatuated with cock. I dabbled in cock. Plămâni tot. Da, este cea mai bună. Ce bun. Cum i-a zis și Romeo lui Julieta. Da. Vrei să... Mamă, dar uite că pare că e căzut platou în parte. Acum am da, da, da. Să ce e ultima emisiune. În spate face cineva curat. A, dar alea ziceai din... Da, nu vezi da, că da, e mizerie așa și nu e nimic la locul lui. Ia, ce vorbești, mă. Investiți, investiți. Cripto, tot. Fii atent, poți să-ți cumperi o casă și în loc să stai în trei camere, două le închiriezi. Boom. Îți trebuie bani de o casă. Nu cred că poți să fugi. Dar o boxă Fender sau e copie după Marshall, boxa aia? Ți-am zis să te duci pe mid, futuză răsămână. Ți-am zis să te duci pe mid. Ești afecat, futuți morții tăi de noob. Nu. Da-ți-i chiclul ăsta că mor. Așa cu Dumnezeu. Zi, mă, unde erau? Te duci pe mid. Dar nu pare că îi zbucnește într-un gaming acum. Uite, dracu, de apusaci. Dă jos, roba aia, îți trage microfonul de aici și... Hai, tati. Ar fi tare să se vadă niște super nebunie de gaming în ochelari, să-i se reflecte, știi? Da, da, da. Draci murind. Uite, așa arată și Cârje în cap acum. Nu la mână.
Ca un suport de la de creioane. Uite, vechi, e cârje la început, e cârje după implant. Asta nu e de acord cu nimic. De ce zice asta? Da. Ce până vorbești, mă? Nu. Știi când treci pe lângă un magazin de costume, vezi așa într-o vitrină și vezi unde zici, cine căcat cine ar purta căcatul? Da. Ce băiatul ăla? Exact mixul ăla de culorile alea pișate. Exact. Bun. Pare masă de aia de ca să-i dea paharul, rotește de ea un pic. Da, îl rotește lui în față. Da, e chinezească, nu? Da. Vezi? Alune? Alune. Hop, da, hop, te iubă. Vreți niște anafuri? Pare că oricând o să explodeze în să zică cameramanul, știi la ce m-am gândit și zică ce, să-ți dau pula la belidă. Pare că l-ar rupe să fac o dată așa din neant. Dar dă-te mă că îi mai scapă brebu. Oh! Dă-te tot real. Ce bulan cu aia. Tot real, mă. Nu există oare reclamă la detergente cu Ku Klux Klan? Că ar fi foarte bună. Avem mâine eveniment și uite, da. Pătat de sânge, unu, halat. Unul care mănâncă o preștră de pești, face da, dacă un cap ăla. Da, cu aia pe cap. Bă, ești de bă, dar ce bulan. Auro, se termine cu albul impecabil. Albul impecabil, poartă doar alb impecabil. Bă, dar ce au alunecat, mă. N-a fost o să ai, mă. N-a fost. Ai văzut, bre? Intelectul. Ăsta ce că se bucură cu el acum, dar da, fapt, i-ar fi tăia mâna să dea el gol, ești nebun. Asta la problema aia, alergau să calce ceva, știi? La ștafetă aș fi făcut eu să fie cu piciorul în cur. Da, că și dai un avânt așa. Și dai un avânt. Chiar citesc acum, vă recomand. Se cheamă Coke, cartea, și e cu da? Istorie. Cu, da. Inițial a fost un vin cu cocaină pe care lansase unul. Pe bune? Și cu care rupea, da, mega, Coxenu. Mega idee. Coxenu. Coxei. Așa e la mine la obor când cobor la market în fiecare zi. Așa e la mine la obor când cobor legat la... Pe cuvântul meu, dacă nu așa e. Oh, Method Man. Băi, exact ca la mine în cartier. Aceleași replici. Aceleași replici. Dezvirginări la Boy Scouts. Doi. Dacă aș merge pe munte și aș da niște tăștea, aș fugi să mă plac. Da, sunt frică. Sunt de aia de te țin în beci 20 de ani. Da. Nu, dar ăla e agresiv rău. Ăla Roșcovan, da, e pierdut un pic. Da. Mamă, ăsta e intrus, ăsta cu ochelari. Ăsta e singurul care are 35 de ani. Cred că e băiatul doamnei profesoare. Doamne, ce... Crezi că au păr la păsă astea? Nimeni nimic, vrâncul. Auzi, mă, crezi că au păr la păsărică asta? Dar te prinde așa piesa totuși dacă da, stai. Da. Păi, dar zici că e branch e partea aia din spate de nu știe nimeni ce se întâmplă. Și pare că de asta. În spatele zidurilor. Da. Joacă lapte gros? We play thick milk. Păi ăștia doi nu i-au lăsat că au uitat și cămășile alea bune au venit îmbrăcați casual. Ăla a venit și cu cercel. E... Da, ăla Roșcovanu. Ăla are și dragi pe el. Păi, dar mă uit la Roșcovan și dragi, noi suntem bine, pățâțe. Da, el le are un pic mai pline. Are lactație falsă. Asta ești că e Heidi, fetița bulgălașilor de brânză, așa sau nu? Heidi acasă. A, și ăștia le ridică. Da, poate dă una la roturile. Au! Ai sus! Auzi? Trebuie să fim patru oameni, chem un vecin să facem asta, să mă apuc la cumpărăție. Ia, chem-o!
Pare că Roșcova nu l-am dat când îi prinde pe ăștia, deci ia ziceți mă pe care vă băgați să ne încurcă mai urât. Care eu, cum? Eu le iau pe ăla cu cercel. Ia, rege că... A, ce bună e cafeluța asta. Ce scrie pe aici? Nu știu, ne uităm la poze. Jurnal de mariaj. Ce scrie pe aici? Și o stenotipistă perfectă. Stenotipistă? Mamă, ce stenotipesă! Ce stenotipesă! Bă, visuri la cheie, întotdeauna mi s-a părut un titlu de cocainați. De aia care trag de visuri la cheie. Și nu-ți pare rău că n-ai dat niciun strike? Doamne, a făcut primul pas către ceea ce își dorește el cel mai mult. Auzi, s-a făcut primul pas? Să mor tu.